Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod Floare Albă, iubim plantele. Deși suntem în luna martie, afară este încă foarte rece, condițiile de iarnă persistă, primăvara se lasă așteptată și plantele rămân în continuare în faza de repaus vegetativ. Nici copăcii mei nu fac excepție, chiar dacă la un moment dat am observat o creștere în dimensiunea mugurilor, acum odată cu răcirea accentuată a vremii, aceștia au stagnat. Cu alte cuvinte, perioada în care se pot face replantări nu s-a încheiat și astăzi vreau să replantez în alte ghivece acești puieți pe care îi pot considera noi proiecte de bonsai. E vorba de niște puieți obținuți din butaș. Anul trecut am pus într-o cană cu apă mai mulți butași de diferite specii, dar rădăcini au prins doar doi puieți de corcoduș, aici și aici, doi puieți de draci la japoneză în varianta Atropurpurea, adică cea cu frunze roșii, și doi puieți de Loricera nitida. Anul trecut, când am văzut că butașii au prins rădăcini, am plantat acești puieți împreună în același ghiveci pentru că erau foarte mici. Iar astăzi vreau să-i separ și să-i plantez în trei ghivece, adică cei doi puieți de corcoduș într-un ghiveci, cei doi puieți de dracilă în alt ghiveci și cei doi puieți de loricera în altul. Sper că în timp puieții vor fuziona între ei și în final voi avea trei copăcei care provin din șase butași. Bun, să încep lucrul. Mai întâi încerc să scot din ghiveciul ăsta de plastic puieții cu tot balotul de rădăcini. Gata, am reușit. Și acum încerc să-i separ. Greblez pământul pe lângă rădăcini în așa fel încât să-i pot separa. Apoi urmează o toaletare a rădăcinilor, a crengilor, pentru că au crescut foarte mult, după care replantarea în noile ghivece. Dacă mă uit aici, am rădăcini foarte, foarte bine dezvoltate, mai ales pe fundul ghiveciului, dar și pe partea asta sunt rădăcini foarte multe. Deci, le-a mers bine anul trecut. Am reușit să îndepărtez mare parte din pământ. Deja încep să se separe. Primul puiete de corcoduș l-am separat deja. E micuț, dar foarte interesant. Primăvara trecută, puietele ăsta mic a avut flori. La fel și al doilea puiete de corcoduș, și ăsta a avut flori. Și e posibil să facă și anul ăsta, văd că are niște muguri destul de bombați, care indică posibilitatea prezenței florilor. La fel și dracila japoneză a făcut flori, dovadă că mai are încă un fruct aici. Încă n-a picat fructul, un fruct copt. Bun, să separ și al doilea corcoduș, mai trebuie să mai scap de pământ. Rădăcine sunt împletite între ele, dar până la urmă le separ. Uite, și un puiete de dracilă japoneză s-a separat, cel cu fructul de care vă ziceam. Bun, mai departe. Gata, am scos și al doilea corcoduș.
Bun, și s-au separat cu toții. Mai curăț un pic rădăcinile de vechiul pământ. E în regulă. Și aici încă puțin. Gata și ăsta. Bun, cei 6 puieți sunt acum separați. Aici am cei 2 puieți de corcoduși. Cei 2 puieți de draci la japoneză și cei 2 puieți de lonicera. Lonicera își păstrează frunzele verzi și pe timpul iernii. E o plantă destul de interesantă. Bun, acum trec la fasonarea rădăcinilor. Ajustez un pic și crenguțele, după care replantare. Asta mic, prea multe nu am de tăiat. Și îl mai ajustez și pe ăsta un pic. Trec la draci la japoneză. Celălalt puiete de draci la japoneză. Și tai crengile astea mai mari. Tai și ramificația asta. Bun, la lonicera am ceva mai mult de lucru pentru că au crescut destul de intens vara trecută. Bun, puieții au fost pregătiți pentru replantare, niște puieți micuți. Încep replantarea cu puieții de draci la japoneză. Îi voi pune cumva lipiți așa la bază, în speranța că mai târziu ei vor fuziona și vor forma un singur copăcel cu două trunchiuri. Pentru replantare folosesc un ghiveci de ceramică nesmălțuit, e un ghiveș de proastă calitate, dar în faza asta nici nu am nevoie de un ghiveș mai bun. Pun primul strat de sol. Poziționez în mijlocul ghiveciului cei doi puieți și adaug sol. Tasez bine. Îi fac și o udare
și gata cu primul proiect. Trec la următorul. Următorul proiect la replantare este lonicera. La fel, voi grupa în felul ăsta cei doi puieți. Ca și la primul proiect, folosesc un ghiveș ceramic de proastă calitate, care la îngheț de zgheț începe să se exfolieze. Pun sol și așez cei doi puieți. Cumva așa vor fi. De data asta așez un pic mai bine solul, pentru că aici am niște rădăcini mult mai dese și vreau ca solul să intre bine printre rădăcini. Mai pun puțin sol. Ud. Și ultimul proiect ziua de astăzi, corcodușul. E privilegiat pentru că o să-l replantez într-un ghiveci specific pentru bonsai, un ghiveci ceramic smălțuit. Am ales asta pentru că era cel mai mare dintre toate ghivecile pe care le aveam disponibile pentru proiectele astea și corcodușul are frunzele cele mai mari dintre toate cele trei proiecte. Așadar, o să-l las să crească un pic mai mare decât pe celelalte două. Pun și aici primul strat de sol. Și la fel ca și la celelalte, grupez cei doi copăcei, cei doi pumișori, îi pun în ghiveci unul lângă celălalt, în așa fel încât în timp ei vor fuziona. Adaug sol. Bun, cam asta a fost lucrarea mea de astăzi. Iată cele trei proiecte de bonsai la început de drum. Va trebui să treacă mult timp până să arate cât de cât ca un bonsai, dar sunt optimist și aștept rezultatele cu multă răbdare. În bonsai se cere foarte multă răbdare. Dar hai să vă arăt mai de aproape fiecare proiect în parte. Mai întâi, lonicera nitida. Din câte am observat, are o creștere foarte puternică, are frunze mici, ceea ce e un avantaj în bonsai, și am observat că ramifică foarte, foarte bine. Următorul proiect, dracila japoneză Atropurpurea. Deocamdată e foarte mic acest copăcel, practic doi puieți alăturați care sper că vor fuziona. La fel ca și lonicera, și dracila japoneză are frunze mici și ramifică foarte, foarte bine. Corcodușul, la fel, doi puieți alăturați,
care sper că în curând vor fuziona și în fiecare primăvară mă vor încânta cu florile lor albe. Nu sper să văd și fructe pe copăcelul ăsta, dar sper că într-o bună zi va fi un bonsai destul de drăguț. Bun, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Toate cele bune. Pe curând!